Filmul începe undeva într-un laborator întunecat, unde o persoană a fost ținută într-o cameră criogenată, iar monitorul de pe ecran, care alimentează mașina, dezvăluie că bărbatul doarme de mai bine de 17 ani. Chiar atunci, o alarmă începe să sune în cameră, iar camera criogenizată se deschide. Omul care dormea de aproape două decenii, în cele din urmă se trezește și se uită încet în camera respectivă, care pare a fi un bunker. La scurt timp, după ce omul fără nume își dă masca de oxigen jos și începe să cerceteze zona și să proceseze ce se întâmplă, monitorul îl avertizează că presiunea din interiorul bunkerului atinge niveluri periculoase, ceea ce înseamnă că va trebui să se evacueze în curând. În următoarea scenă, bărbatul se îmbracă într-un costum protector, ia câteva arme și iese încet din cameră. Din motive de siguranță, poartă și o cască care permite să respire în interior. Pe măsură ce acesta părăsește bunkerul, un fior rece îi străbate coloana vertebrală când vede ce este în afara bunkerului. Cândva, lumea plină de viață și verdeață a fost distrusă complet în urma unui atac nuclear. Totul din prejur, de la clădiri la monumente și chiar și fauna sălbatică a fost devastată. Nu există niciun semn de viață și pentru a se înrăutăți lucrurile, afară continuă să plouă puternic. Ploaia conține elemente radioactive care vor ucide instantaneu orice organism viu. Totul pare atât de sumbru și întunecat încât bărbatul regretă că a ieșit din camera criogenizată, dar încă mai speră că cineva sau ceva este pe acolo. În timp ce omul se plimbă prin zonă, primește brusc un mesaj pe monitorul său, care îi spune să se îndrepte către un punct de întâlnire. Locul este la aproximativ 10 km distanță și prin acest vest sălbatic va dura ore pentru a ajunge acolo. În ciuda acestui fapt, bărbatul crede că merită să-și asume riscul, chiar dacă nu vrea să trăiască în această lume dărăpânată și înfricoșătoare. De-a lungul drumului, observăm mai multe ziare întinse pe drum care au titlurile de război. Acest lucru indică faptul că lumea a fost adusă în această stare de o lovitură nucleară care a fost lansată din cauza războiului. Pe măsură ce omul merge mai departe, dă peste mai multe mașini abandonate, care probabil au stat acolo ani de zile și din cauza radiațiilor severe, culoarea lor a dispărut. De fapt, întregul loc arată ca un film alb-negru, totul este atât de deprimat și liniștit. Totuși, omul plin de speranță continuă să mărșăluiască cu arma în mână și după ceva timp ajunge într-o clădire distrusă, care arată ca un fost birou guvernamental. Se aventurează înăuntru încercând să găsească ceva util, dar spre disperarea lui, tot ce poate obține este un telefon care nici măcar nu are conexiune și după aspectul locului se pare că locuitorii au plecat sau au murit cu mult timp în urmă când a fost atacul nuclear. În următoarea scenă, bărbatul iese din clădire și își continuă călătoria cu tristețe, iar când încearcă să navigheze folosind monitorul său, nu arată niciun semnal. De acum, el trebuie să meargă fără nicio îndrumare. Nu-i pasă dacă moare sau nu, vrea doar să interacționeze cu cineva. Au fost 17 ani lungi în care camera criogenizată i-a afectat psihicul. În timp ce își pune întrebări și înaintează încet, brusc monitorul emite un bip. Îi spune că mediul înconjurător este sigur și că poate respira aerul de aici. Acest lucru îl face pe bărbat extrem de fericit și își scoate casca și simte ploaia, ceva ce nu a mai experimentat de mult timp. El încearcă să se bucure de fiecare clipă, deoarece nimeni nu știe ce face, de asemenea, el este îngrijorat că nici mâncare nu are, dar fix în acest moment, monitorul emite un bip și de data aceasta arată că un membru al echipei se află în apropiere. De fapt, mai mult de atât, se află la doar 205 metri distanță. Emoționat, bărbatul își adună rapid lucrurile și se grăbește spre locul de pe monitor, având speranța că va putea în sfârșit să cunoască pe cineva și să-și împărtășească durerile și fericirea. Din păcate, când ajunge acolo, găsește doar o cască care a aparținut persoanei. Casca este în stare proastă, ceea ce înseamnă că proprietarul ei a murit cu mult timp în urmă. Există și un radio în apropiere care emite semnalele omului. După ce bărbatul țipă puternic, duce casca într-un loc din apropiere și o mormântează, în semn de respect. Acestea sunt niște momente sumbre și devastatoare. Omul are ceva umanitate în el. În plus, chiar se pune în genunchi și spune o rugăciune în speranța că cel decedat
să se odihnească în pace. După aceasta, el își revine și își continuă drumul. Câteva ore mai târziu, bărbatul merge într-o altă parte a orașului, la o casă distrusă și intră încet înăuntru și găsește câteva poze cu o familie. Se dovedește că această casă i-a aparținut chiar personajului principal, dar din imagine putem înțelege că acesta a avut o soție și un câine. Au trecut ani de zile, dar cu toate acestea el începe să plângă cu disperare. Apoi își continuă călătoria către orașul devastat. De asemenea, obținem o vedere aeriană a locului, care arată nimic mai puțin decât o scenă apocaliptică. Totul este alb-negru, iar radiația a distrus locul. Vedem de asemenea mai multe afișe despre război și uciderea oamenilor. Bărbatul se uită o vreme și blamează tot acest lucru, apoi își aduce aminte că are niște mâncare pentru câini, care este probabil ultima masă pe care o va avea dacă nu se gândește să facă ceva sau să găsească pe cineva. Bărbatul începe să se bărberească în mijlocul ploii. Folosește un aparat de ras și un pahar spart pe post de oglindă, dar în timp ce face acest lucru, monitorul pe care îl folosea pentru a obține indicații se oprește brusc din cauza bateriei. Cu asta, singura speranță de a primi ajutor s-a risipit. Disperat, acesta începe să plângă. În scena următoare, bărbatul urcă pe cea mai înaltă clădire din oraș pentru a-și executa planul final, deoarece nu are pe nimeni. Pentru a vedea dacă mai este cineva, acesta trebuie să semnalizeze. Acesta este momentul în care scoate un pistol și trage spre cer. Omul speră că cineva îi va găsi și să-i semnalizeze înapoi în primele secunde. Nu se întâmplă nimic și se pregătește să se arunce un gol, dar chiar atunci cineva trage un semnal luminos, indicând că încă mai trăiește cineva. Entuziasmat, omul aleargă rapid în direcția din care a venit racheta. De asemenea, a încetat să plouă, iar apoi observă o cască deasupra unei mașini. Bărbatul dorește să se apropie de persoana respectivă, dar este și suspect. Prin urmare, pândește după un colț și observă totul cu ajutorul binoclului, dar când nu observă pe nimeni, își scoate pușca și pornește încet, gata să înfrunte tot ce l-așteaptă. Ia o poziție defensivă lângă o mașină, dar dintr-o dată o armă bate din cealaltă direcție. Când bărbatul se întoarce, vede o femeie îmbrăcată în același echipament de protecție ca și el. Amândoi sunt gata să se împuște unul pe altul, neavând încredere unul în altul. Amândoi își trag o privire intensă pentru o vreme. Dar când își dau seama că ar putea fi doar ei doi în această lume, își coboară armele. Filmul se termină în timp ce cei doi se uită unul la altul, sperând să înceapă o viață nouă.